Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială și te invit să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Utilizând limbajul de programare Python, scrieți instrucțiunile necesare pentru rezolvarea următoarelor cerințe. Calculați și afișați perimetrul și area unui pătrat, știind că de la tastatură se citește valoarea lungimii laturii sale. Calculați și afișați perimetrul și area unui dreptunghi, știind că de la tastatură se citesc valorile corespunzătoare lungimii și lățimii sale. Calculați și afișați perimetrul și area unui cerc, știind că de la tastatură se citește valoarea corespunzătoare razei sale. Noțiunile de arie și perimetru apar foarte des în viața de zi cu zi, în domenii precum agricultură, construcții, tâmplărie, croitorie. Să ne reamintim formulele de calcul pentru area și perimetrul unui pătrat. Perimetrul pătratului va fi egal cu suma lungimii celor patru laturi, iar area pătratului va fi egală cu lungimea laturii la pătrat. În instrucțiunile Python prezentate, se utilizează variabila latura pentru memorarea valorii reale corespunzătoare laturii pătratului, valoare care va fi citită de la tastatură cu ajutorul comenzii input. În variabila perimetru se calculează valoarea perimetrului pătratului conform formulei matematice. Comanda print următoare va afișa, precedată de un mesaj informativ, valoarea perimetrului pătratului. În variabila area se calculează valoarea ariei pătratului conform formulei matematice cunoscute. Comanda print următoare va afișa, precedată de un mesaj informativ, valoarea ariei pătratului. La execuția codului, dacă pentru variabila latura se citește de la tastatură valoarea 5, atunci rezultatul calculat și afișat pentru perimetrul pătratului va fi 20, iar pentru aria sa va fi 25. Să ne reamintim formulele de calcul pentru aria și perimetrul unui dreptunghi. Perimetrul unui dreptunghi va fi egal cu suma dintre lungime și lățime înmulțită cu 2, iar area dreptunghiului va fi egală cu produsul acestora. În instrucțiunile Python prezentate, se utilizează variabilele lungime și lățime pentru memorarea valorilor reale corespunzătoare lungimii, respectiv lățimii, dreptunghiului, valori care vor fi citite de la tastatură cu ajutorul comenzilor input. În variabila perimetru se calculează valoarea perimetrului dreptunghiului conform formulei matematice. Comanda print următoare va afișa, precedată de un mesaj informativ, valoarea perimetrului dreptunghiului. În variabila area se calculează valoarea ariei dreptunghiului conform formulei matematice cunoscute. Comanda print următoare va afișa, precedată de un mesaj informativ, valoarea ariei dreptunghiului. La execuția codului, dacă pentru variabila lungime se citește de la tastatură valoarea 4, iar pentru lățime valoarea 3, atunci rezultatul calculat și afișat pentru perimetrul dreptunghiului va fi 14, iar pentru aria sa va fi 12. Perimetrul unui cerc cu raza notată cu R este egal
cu 2 înmulțit cu constanta pi înmulțit cu r, iar aria sa este egală cu produsul dintre pi și pătratul razei. În instrucțiunile Python prezentate, se utilizează identificatorul pi, care va reține valoarea constantei matematice pi. În variabila raza se citește de la tastatură cu ajutorul comenzii input o valoare reală pentru memorarea razei cercului. În variabila perimetru se calculează valoarea perimetrului cercului conform formulei matematice. Comanda print următoare va afișa, precedată de un mesaj informativ, valoarea perimetrului cercului. În variabila aria se calculează valoarea ariei cercului conform formulei matematice cunoscute, iar comanda print următoare va afișa, precedată de un mesaj informativ, valoarea ariei cercului. La execuția codului, dacă pentru variabila raza se citește de la tastatură valoarea 4, atunci se vor afișa rezultatele calculate pentru perimetrul și aria cercului. Aplicație practică 2. Calculează și afișează, cu ajutorul instrucțiunilor Python, lungimea liniei mijlocii a trapezului, pentru care cunoaștem lungimile bazelor. Să ne reamintim că linia mijlocie într-un trapez este segmentul care unește mijloacele celor două laturi neparalele ale trapezului. Aceasta este paralelă cu cele două baze și măsoară jumătate din suma lungimilor celor două baze. Vom aplica această formulă pentru calculul lungimii liniei mijlocii în contextul în care se cunosc lungimile celor două baze. Codul Python propus citește, cu ajutorul instrucțiunii input, în variabilele baza mică și baza mare, valorile reale pentru cele două baze ale trapezului. La execuția codului va fi afișat un mesaj prin care utilizatorul este îndemnat să introducă de la tastatură valorile respective. Variabila linia mijlocie va primi prin atribuire valoarea evaluării expresiei de calcul pentru lungimea liniei mijlocie a trapezului conform formulei matematice cunoscute. Instrucțiunea print va afișa valoarea variabilei linia mijlocie. La execuția codului se citesc de la tastatură valorile corespunzătoare celor două baze și se afișează, precedată de un mesaj corespunzător, valoarea liniei mijlocii a trapezului. Aplicație practică 3. Banca unui elev de clasa a 7 are forma unui trapez isoscel, cu un unghi cunoscut notat cu alfa, cu o valoare strict mai mică decât 180 de grade, care va fi citită de la tastatură. Scrieți instrucțiunile Python necesare pentru calcularea și afișarea în ordine crescătoare a măsurilor celorlaltor unghiuri. Ne reamintim că într-un trapez isoscel au loc următoarele proprietăți. Unghiurile alăturate fiecărei baze sunt congruente și deci măsura unghiului A va fi egală cu măsura unghiului B, iar măsura unghiului C va fi egală cu măsura unghiului D. Dacă, de exemplu, valoarea unghiului alfa este de 50 de grade, atunci, deoarece laturile A, B și CD sunt paralele, valoarea unghiului A va fi egală cu diferența dintre 180 și valoarea unghiului alfa, adică va fi 130 de grade. Deci valorile afișate de program în acest caz vor fi 50, 50, 130, 130.
codul Python propus va utiliza o variabilă alfa, a cărei valoare întreagă va fi citită de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii input. Instrucțiunea următoare, print, va afișa valorile celor patru unghiuri corespunzătoare trapezului isoscel. La execuția codului se citește de la tastatură valoarea 50, ce va fi atribuită variabilei alfa, și se afișează pe ecran valorile 50, 50, 130, 130. Exersează singur. Știind că valorile pentru aria și lungimea unui dreptunghi sunt citite de la tastatură, scrieți instrucțiunile Python pentru calcularea și afișarea perimetrului unui pătrat având latura egală cu lățimea dreptunghiului. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți utiliza instrucțiunile limbajului Python pentru a calcula și afișa valori corespunzătoare elementelor de bază pentru figuri geometrice studiate la matematică.